ne-a purtat fiecăruia dintre noi de grijă. Și vreau să vă spun că există un Dumnezeu măreț în care oamenii încă nu l-au cunoscut. Și mi-aduc aminte de o povestioară scurtă în care un om al lui Dumnezeu s-a dus să mărturisească unui vecin, să-i spună despre Dumnezeu, despre măreția lui Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu, despre ceea ce a creat Dumnezeu. Și omul acesta lua în bașocoră și spunea, cum să facă Dumnezeu soare? Cum să facă Dumnezeu lumea aceasta? Nu, ele s-au creat. Omul acesta tot nu înceta să-i spună despre dragostea lui Dumnezeu. Într-o zi, omul acesta necredincios a venit la cel credincios în casă. Și omul acesta avea un tablou micuț acolo, în perete. Și când a intrat, îl întreabă, ce tablou frumos! Cine l-a făcut? Nimeni. Omul acesta se uită la el și mai spune o dată, cine l-a făcut? Nimeni. Mai nene, îți faci de mine? Cum adică? Da, nimeni. Uite așa l-a apărut aici, pe peretele meu. Cum să apară, mă, omule? Nimic nu poate fi făcut dacă nu este pe peretele sau undeva, dacă nu este desenat sau creat de cineva. La care era spus, omule, nu înțelegi că nimeni nu l-a făcut. L-am găsit aici, în casa mea. Dintr-o dată, omul acesta a lăsat ochii în jos și a spus, îmi pare rău că te-am refuzat și n-am crezut în cel ce este Creatorul, în cel ce a făcut cerurile și pământul. Astăzi, recunosc și mă închin că Dumnezeu este cel ce a făcut cerurile și pământul. Gloriască, împodobească pe Dumnezeu. Cum să nu vedem? Spunea, începea în această zi, psalmul acesta minunat care spunea, iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu. Cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Vreau în această dimineață să-ți aduci aminte în ce stare erai cu ani mulți. În ce stare te aflai. Cuvântul lui Dumnezeu spune, mă înfășurasele legăturile morții și mă cuprinseseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii, dar am făcut un lucru. Am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, salvează-mă. Doamne, mântuiește-mă. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Îmi place să spun lucrul acesta ori de câte ori vorbesc despre acest salm, pentru că trebuie să ne aducem aminte de dragostea lui Dumnezeu și de unde ne-a scos și de unde te-a scos. Pentru acest lucru trebuie să avem o inimă mulțumitoare. Dacă suntem astăzi în picioare, suntem datorită dragostei și iubirii Lui. Acum câteva zile, prin harul și prin dragostea lui Dumnezeu, fata mea a fost dusă la spital pentru a aduce pe lume copilașul acesta. Am trecut și noi printr-o încercare. Dar ce vă pot spune, că Domnul a fost de partea noastră. N-a fost ușor. A trebuit să ne rugăm. A trebuit Dumnezeu să ne mai testeze, să vedem dacă ne credem în Dumnezeu și în puterea Lui, cum ne-a ajutat de atâtea ori. Dacă ne mai aducem aminte de ce a făcut El în viața noastră. Nevastă mea era acolo. Eu eram cu copii acasă și cu Alexandru și cu Mihaela. Și primesc un telefon și spune, rugați-vă, pentru că apa se dusese și nu mai avea putere. Și n-am făcut decât un singur lucru, m-am rugat. Și după rugăciune m-am dus să citesc un cuvânt, să vedem ce vrea să-mi vorbească Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu este bun, mi-a dat un cuvânt în care mi-a întărit credința și mi-a dat putere să cred că El este la cârmă noastră și are totul în control. Numele Lui să fie binecuvântat. În 2 Cronici, capitolul 26, cuvântul lui Dumnezeu, versetul 5, spune că a căutat pe Dumnezeu în timpul vieții Lui și în timpul cât a căutat pe Domnul Dumnezeu, l-a făcut să propășească